Marte, în comparație cu Terra, are două lună? Ce? Luni? Bă. Sateliți naturali, uh-huh, care orbitează în jurul său, numiți Phobos și Deimos. Okay. Iar în comparație cu luna noastră, sunt cu mult mai mici. Nu au nici măcar suficientă masă pentru a avea o formă rotundă. Phobos are doar 27 de kilometri lungime pe axul său cel mai lung și o suprafață totală de peste 1500 de kilometri pătrați. Ca și grad de comparație, este cu puțin mai mare decât insulele Feroe, iar Deimos este și mai mică decât Phobos, având doar 14 km lungime pe axul său cel mai lung și o suprafață totală de 495 de km pătrați, fiind cu puțin mai mare decât Andorra, o țară situată la granița dintre Spania și Franța. Totuși, în ciuda faptului că sunt atât de mici, acestea când sunt văzute de pe Marte vor părea aproximativ la fel de mari precum Luna văzută de pe Terra, motivul fiind distanța la care orbitează. Phobos are o orbită aproximativ circulară, în punctul cel mai îndepărtat se află la 9300 de kilometri, ca și grad de comparație fiind distanța între București și statul american Colorado, iar în punctul cel mai apropiat la mai puțin de 6000 de kilometri, adică distanța dintre București și orașul Luanda din Angola. Iar Deimos orbitează la aproximativ 23400 de kilometri față de Marte, o distanță aproape triplă comparativ cu Phobos. Acești sateliți au câteva caracteristici ale suprafeței destul de interesante. De exemplu, pe Phobos putem găsi pe lângă roca specifică rezervoare de gheață, dar și spații vide. Suprafața sa este destul de colorată, plină de cratere, cel mai mare crater fiind Stingney, dealuri și mici canioane. Iar pe lângă rocă vei mai găsi în mare parte regolit, un material rezultat din meteoriții sau meteorii care ajung pe suprafața lunii. Încercarea de a merge pe această lună poate fi destul de dificilă datorită gravitației, care este de 1721 de ori mai slabă decât pe Terra, însemnând că o persoană de 68 de kilograme ar cântări doar 60 de grame pe Phobos, deci ar fi destul de greu să mergi. De asemenea, este și extrem de frig acolo, temperatura variind între minus 4 și minus 112 grade Celsius. Dar probabil cea mai impresionantă priveliște ar fi planeta Marte. De pe Phobos poți vedea planeta în adevărata sa splendoare. Acum să trecem la Deimos, unde mare parte a experienței ar fi destul de similară cu Phobos, dar sunt totuși câteva diferențe majore. De exemplu, culoarea este mult mai pală, iar pe suprafață vei vedea mai puține cratere și un teren mult mai plat, fiind acoperită cu un strat de aproximativ 50 de metri de regolit. Roca este bogată în carbon și gheață. Aici, pe Deimos, te vei simți chiar mai ușor decât pe Phobos, gravitația fiind de 3270 de ori mai slabă decât pe Terra. Practic, ai pluti. Per ansamblu, ar fi o experiență interesantă o astfel de călătorie. Probabil în viitor vor exista misiuni de explorare a celor doi sateliți. Nu uita, dacă îți place videoclipul, să dai un like, dacă nu îți place să dai un dislike, iar dacă vrei să-ți exprimi părerea, scrie un comentariu.